E, uite că am văzut și materialul de aseară din Casa Fetelor. Cum au petrecut acestea cu Vlad, noul concurent, toate discuțiile, reacțiile lor, baia în jacuzzi și mai apoi discuțiile cu fetele care păreau mai interesate de acesta respectiv. Laura, Adriana, Iuliana, dar și pe Delea am văzut-o destul de interesat acolo, nu știu dacă își dorește cu adevărat să-i facă un bine Iulianei sau, mă rog, a simțit nevoia să intervină foarte mult în discuțiile lor, atât în jacuzzi cât și mai apoi în aflându-se acolo pe coridor pe acel fotoliu. De asemenea, am observat și reacțiile băieților din timpul materialului. Am văzut că s-a insistat în special pe reacția lui Liviu și a lui Ștefan. De ce oare credeți că s-au tot arătat reacțiile lor în acel pătrat în timpul materialului? Și uite că s-a ajuns și la tensiuni între Vlad și Iuliana, pentru că Iuliana, fiind mai taioasă așa la cuvinte și își dorea cât mai repede să afle niște lucruri din partea lui Vlad, a adus aminte și de mama acestuia și Vlad a fost foarte deranjat, se pare, și, mă rog, nu știu în ce măsură a vrut sau nu Iuliana acest lucru, dar era clar că există acolo o tensiune între cei doi.